Bună și bine v-am regăsit la o nouă filmare dedicată vouă, tuturor celor care îmi urmăriți și îmi susțineți activitatea, dar și noilor veniți, cărora vreau să le urez bun venit. Bine ați venit pe acest canal și sper că aici să găsiți răspunsurile la toate întrebările voastre, ghidarea și îndrumarea de care aveți nevoie pe oricare plan al existenței voastre. Astăzi m-am gândit să fac o etalare interactivă valabilă din momentul în care urmăriți această filmare, nu este o limită de timp, da? Tema va fi următoarea, tema este următoarea. Tot ce trăiești alături de persoana dragă este real sau este o minciună frumos împachetată? Este sinceră cu tine această persoană sau tot ceea ce spune este o minciună? Visele voastre vor deveni realitate sau sunt doar iluzii? Își va asuma această persoană responsabilitatea relației voastre sau tot ceea ce vă spune este în zadar? Avem varianta numărul 1, pachetul de cărți verde, și varianta numărul 2, pachetul de cărți mov. Voi privi pentru fiecare în parte și posibile zodii, care sunt fie zodiile voastre, fie zodiile persoanei dragi. Dacă nu vă auziți zodia, nu este nicio problemă, pot fi planete cu marcaje importante în zodiile respective, cum ar fi ascendentul, descendentul, luna, care vorbește de emoție, da? Marte sau Venus, care țin de iubire în zodiile respective. Și haideți să începem cu varianta numărul 1. Pentru cei care ați ales varianta numărul 1, totul este real, tot ceea ce vă spune persoana iubită este adevărat sau este o minciună frumos împachetată, este sinceră cu tine această persoană. Haideți să vedem pentru toți cei care ați ales varianta numărul 1. Dacă aveți parte de sinceritate din partea persoanei iubite, dacă visele voastre vor deveni realitate sau sunt doar simple iluzii. Trăiește o frumoasă poveste de iubire sau totul este fals, totul este minciună, totul este secret, totul este ascunziș. Voi scoate întâi cărțile. Vedem și ultima carte. Ce frumos! Deci, pentru cei care ați ales varianta numărul 1, chiar dacă sunt momente în care sunteți la distanță, vă simțiți departe unul de celălalt sau chiar sunteți fizic departe unul de celălalt, chiar dacă este o altă situație care vă blochează. Și de aici avem foarte multă suferință și foarte multe pierderi emoționale. Această persoană își dorește ca toate visele voastre să devină realitate, să aducă în viața ta împlinire, bucurie, fericire, stabilitate.
tu, pentru această persoană, ești un vis devenit realitate. Vă echilibrați perfect unul pe celălalt, este un echilibru perfect între voi, chiar dacă uneori vă simțiți deconectați unul de la celălalt datorită acestor pierderi emoționale. Da, vin aici cu o completare. Este o situație care stă între voi. Fie un trio emoțional, fie distanța care stă între voi. O situație din care cealaltă persoană trebuie să iasă, suferă din cauza acestei situații și da, va ascunde lucruri. Dar ceea ce își dorește să trăiască alături de voi nu este o minciună. Da, au fost și poate vor mai fi lucruri pe care vi le va ascunde, dar și a ascunde ceva este tot o minciună, dar această persoană își dorește din tot sufletul o viață alături de tine. Își dorește din tot sufletul ca toate visurile voastre, toate dorințele voastre, toate blocajele care stau între voi să fie îndepărtate, iar visurile și dorințele voastre să devină realitate. Își dorește să construiască o viață alături de tine. Își dorește să elimine blocajele care stau între voi și să existe apropiere între voi. În același timp, ascunzișurile și chiar dacă există o situație de manipulare din care își dorește să iasă și nu ți-a spus-o, este pentru că nu își dorește să te piardă. Nu își dorește să strice acest echilibru, această armonie care există între voi. Uneori îl simți sau o simți mai distantă această persoană, simți că se îndepărtează de tine, dar pentru că are o conștiință, pentru că uneori nu te poate privi în ochi, pentru că suferă din cauza faptului că nu îți poate spune adevărul și acest adevăr nu ți-l poate spune pentru că nu vrea să te piardă. Încearcă să controleze, să țină sub control anumite lucruri, dar, din păcate, ceea ce nu înțelege această persoană este că tu simți că se întâmplă lucruri pe la spatele tău, tu simți că sunt lucruri pe care încearcă să le țină sub control și pe care încearcă să le ascundă. Există ceva în spatele său. Există ceva ce ascunde. Chiar dacă știi de acest trio emoțional, tot sunt lucruri pe care nu ți le poate spune. Încearcă să obțină niște rezultate și aceste rezultate le obține crezând că ține fiecare situație sub control. Dar acest lucru, dorința de a controla un rezultat sau a controla niște situații, de a le rezolva cum crede mai bine, nu face altceva decât să vă facă pe voi să vă închideți emoțional. Pentru că voi, tu, cea care urmărești și ai ales varianta numărul 1, știi că se petrec lucruri. Și asta te face să te închizi emoțional. Asta te face să nu îți exprimi tot ceea ce simți față de persoana dragă, din teama de a nu suferi, din teama de a nu fi rănit, rănită. Este o situație blocantă care nici persoanei dragi ție, nici persoanei iubite nu îi place și tocmai de aceea îți ascunde anumite lucruri. Tocmai de aceea se stăpânește, trage adânc aer în piept și ascunde lucruri pentru că își dorește să construiască ceva palpabil, ceva real cu tine. Își dorește ceva nou, își dorește o viață nouă cu tine, își dorește eliberarea și întoarcerea la ființa pură din situația manipulatoare în care este. Chakra rădăcină vorbește despre a avea, a deține bunuri materiale. Poate tocmai de aceea îi este și foarte greu să se desprindă din acea situație, pentru că sunt la mijloc bunuri materiale pe care încă nu le poate pierde sau la care încă nu poate să renunțe. Dar este cartea cu numărul 1, prima chakră, care este dorința de a avea, de a deține, de a construi.
împreună cu tine o viață nouă. Încearcă să ascundă și să se focuseze pe cu totul altceva pentru a nu simți această persoană. Dar să știi că el sau ea duce lupte foarte grele, lupte cu propriile frici, cu propria conștiință, dar și cu persoane din jurul său. Dacă ți-ar spune toate lucrurile prin care trece, toate stările prin care trece, toate situațiile prin care trece, îi este teamă că nu vei mai avea încredere și tot ceea ce își dorește această persoană este o viață plină de iubire alături de tine, un nou început minunat alături de tine, ca relația voastră să crească, să evolueze, să se dezvolte și să aveți împreună un nou început. Să vă urcați în aceeași barcă, complet liberi, lăsând în urmă trecutul și a porni într-o nouă călătorie, într-o nouă destinație. Sunteți adânc înrădăcinată în sufletul acestei persoane și este foarte greu că îți ascunde lucruri. Poate uneori simte sau îi pui întrebări și își dă seama că ceva știi, că ceva simți, că te neliniștește ceva. Dar dacă ți-ar spune, frica că te va pierde este atât de mare încât se blochează în a spune adevărul. Ascunde anumite lucruri, le ține la distanță de tine pentru că nu vrea să suferi, nu vrea să... Crede că suferința ta este mai mare dacă afli adevărul decât dacă îți ascunde anumite lucruri pe care într-un final le va soluționa, într-un final va încheia capitole și îți va oferi viața pe care ți-a promis-o, îți va aduce lumea la picioare, ca să spun așa. Haideți să vedem acum posibile zodii, fie zodia voastră sau zodia persoanei la care vă gândiți. Avem de-a face cu zodiile de foc, dar foarte accentuată aici zodia leu, da, zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, puterea, curajul, determinarea, ambiția de a merge mai departe, a obține tot ceea ce îți dorești, a-ți urma pasiunile, a-ți urma visurile, a-ți urma dorințele. Puterea aia de a lăsa în urmă tot, chiar și de a pierde tot dacă este nevoie, chiar și de a pleca pur și simplu cu mâinile în buzunar, neavând nimic, pentru că știe că atât timp cât are liniște, cât are pace, poate reconstrui o viață nouă. Zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, dar influent aici zodia leu pe care o și avem în spate. Regele, doi regi, regele de monede, care are, deține și este în același timp destul de greu să renunțe la bunurile materiale. Da? Regele de monede are tot ceea ce vrea din punct de vedere material. Are tot ceea ce își dorește și poate obține tot ceea ce vrea. Zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn. Dar este și dorința aceea, se uită la tine ca la un lucru cel mai de valoare și te ține în brațe, chiar dacă pare serios, serioasă, chiar dacă pare tristă, îngândurată, îi este teamă să-ți dea drumul din mână, este teamă să nu te piardă. Vorbim aici și de loialitate, da? Lupul, câinele lup,
câinele în sine care este cea mai loială și cea mai fidelă, de această persoană ți este loială, îi este frică să nu te piardă. Chiar dacă aparent lucrurile se mișcă foarte lent, rezolvarea situației sau situațiilor în care se află necesită mai mult timp. Într-un final va porni pe drumul său. Din nou zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Propriile frici și propriile temeri îl pun în fața unor situații în care trebuie să aleagă și nu știe ce să aleagă. Dacă să-ți spună adevărul sau dacă să ascundă lucruri, da, avem cupele întoarse care ascund ceva, nu știe ce-l așteaptă sau ce o așteaptă dacă întoarce o cupă, dacă dezvăluie ceva, dacă dezvăluie un secret, dacă aduce la suprafață un lucru ascuns, îi este frică de repercursiuni, da? Așa cum am spus, îi este teamă să nu te piardă. Zodiile de apă, Rac, Scorpion, Pești. Chiar dacă pare un imatur emoțional și chiar dacă pare că visurile voastre sunt imature sau că vă dă impresia că tot ce zboară se mănâncă, da? Vorbim despre un paș, despre un copil care, chiar dacă are o imaturitate emoțională și se comportă ca un copil, într-un final copilul crește, se dezvoltă, evoluează și duce la împlinire aceste visuri. Uneori par iluzii, ceea ce vă spune, ceea ce vă promite persoana respectivă, dar ceea ce vă spune este din suflet. Sufletul acestei persoane până la urmă este pur. Nu o face din răutate, ci o face din propriile frici și din propriile temeri. Din nou zodiile de apă, Rac, Scorpion, Pești. Este adevărat că vă ascunde lucruri. Este adevărat că uneori dispare sau îl simțiți, o simțiți la distanță, simțiți că vă ascunde lucruri, parcă și-a jucăriile și pleacă, se comportă ca un copil. Da, sunt minciuni între voi, dar aceste minciuni pleacă, încă o dată vă spun, din frica de a nu vă pierde. Gândindu-se că va avea puterea și o va avea capacitatea, determinarea de a-și urma visurile. Zodiile de aer, Gemen, Balanță, Vărsător. Cartea noului început, rădăcinile unui nou început. În mintea s-a sădit și în mintea voastră s-a sădit sămânța unui nou început. Susțineți împreună visurile, pentru că ele vor prinde rădăcini, vor crește, se vor dezvolta și vor evolua. Din nou zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Și ultima carte. Dar să știți că este foarte frică de părerea celor din jur. Îi este frică de judecata oamenilor din jurul său. Îi este frică că atunci când va întoarce spatele unei vieți pe care nu și-o mai dorește și începe, pleacă către acest nou început, purtat de flacăra pasiunii, a iubirii, a dorinței unei noi vieți, îi este frică că va fi judecată această persoană. Din nou zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar într-un final, sufletele voastre se vor reîntâlni acasă. Veți forma împreună un acasă în care să aveți iubire, stabilitate, bucurie, fericire și tot ceea ce voi vă doriți. Și libertate. Libertatea sufletului este cea mai importantă. Zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. Și vreau să mai mă uit la o carte. Am tăiat cartea iubirii.
ca și sfat pentru voi cei care ați ales varianta numărul 1. Haideți să vedem. Cartea prieteniei. Trebuie să înțelegi că fiecare persoană și fiecare om intră în viața ta cu un scop. În primul rând, între voi, ori a fost, ori cu timpul s-a creat o foarte mare prietenie. Dar prietenia aceea nu la nivel doar de prieteni și atât, ca să nu mă înțelegeți. Discutați totul unul cu celălalt, de la cele mai mici lucruri, cei mai buni prieteni, ca să spun așa, de la cele mai mici lucruri până la cele mai complexe lucruri. Este o conexiune frumoasă, este o conexiune, prietenia vorbește despre suflete pereche. Da? Și de aceea vă doare faptul că vă ascunde lucruri și că nu are completă încredere în voi. Exact asta simțiți, că nu are încredere completă în voi pentru a vă dezvălui toate secretele sale, pentru că știți că sunt secrete acolo. Și cartea învinovățirii, da? Avem aici sentimentul de vinovăție. Poate vă simțiți vinovați, nu vă simțiți suficienți, nu vă simțiți îndeajuns. Și vouă vă este teamă de judecata oamenilor. Poate vă simțiți vinovați de faptul că ați intrat într-o astfel de conexiune. Dar fiecare avem un destin. Și pentru voi trebuie să, îndepărtați această vină, această rușine, această învinovățire, da? Pentru că este necesar, trebuie să trăiți ceea ce trăiți acum. Am revenit cu varianta numărul 2. Pentru cei care ați ales această variantă, haideți să vedem dacă tot ceea ce trăiești alături de această persoană este real sau totul este o minciună frumos împachetată. Dacă visele voastre vor deveni realitate sau totul au fost simple iluzii. Dacă această persoană este sinceră cu tine sau te minte. Voi scoate toate cărțile. Pentru varianta numărul 2, voi sunteți la distanță unul față de celălalt, trăiți la distanță, suferiți în tăcere, partea masculină nemulțumire, este întors cu spatele la lume, plictiseală, trăiește o viață tristă, departe de tine, iar energia feminină suferind în tăcere, așteptând ca soarele să iasă pe strada voastră. Această persoană
Se află între două situații. Cred că varianta numărul 2 este o continuare a variantei numărul 1. Foarte puternic aici, Zodia Leu. Sunteți două persoane total diferite, dar care vă completați reciproc una pe cealaltă. Această persoană poate că are copii, avem imaginea tatălui. Se află într-o relație, dar ceea ce simte cu voi, conexiunea puternică pe care o simte alături de voi, își dorește să creeze nouă viață alături de voi. Da, sunt anumite lucruri pe care și le ține sub control, gânduri, emoții, sentimente, se apără această persoană, nu-ți dă voie să pătrunzi în sufletul său și în mintea sa în totalitate, pentru că are de luat o decizie, dar această decizie vrea să o ia încet, fără să fie bulversată, fără să fie forțată sub presiune. Visele voastre vor deveni realitate. Avem și aici cartea acasă, avem, dacă la varianta numărul 1 a ieșit chakra rădăcină, aici avem chakra cu numărul 2, chakra sacrală, care pe lângă faptul că vorbește de sexualitate, este o atracție magnetică între voi. Își dorește și crearea unei noi vieți, unei noi familii alături de voi. Vă susțineți, vă ajutați unul pe celălalt. Sprijin, ghidare, îndrumare, sunteți totul unul pentru celălalt. Aici vorbim de suflete gemene. Apă și foc. Energia feminină este apă, energia masculină este foc. Poate aveți de-a face și cu zodia berbec. Se află într-un conflict între minte și suflet această persoană, dar într-un final, sufletul, iubirea, va învinge. Își ascunde, avem aici cartea măștii. Este foarte greu să facă niște mișcări, să ia niște decizii. Poate este căsătorită persoana, sau cum am spus, poate are copii, dar își ascunde gânduri, emoții, sentimente și ascunde nefericirea sub o mască a fericirii. Încearcă să zâmbească în fața voastră, încearcă să pară că este bine în fața voastră, încearcă să ascundă lucruri. Masca spune că ascunde lucruri, dar tocmai pentru că știe că deja suferiți, cunoașteți o mare parte a vieții sale și suferiți din cauza acestui lucru și nu vrea să creeze o suferință și mai mare, nu vrea să-l vedeți sau să o vedeți incapabilă de a lua o decizie. Atât timp cât sunt copii la mijloc, pentru că este o familie, este imaginea tatălui, este foarte greu să se decidă. Dar faptul că ascunde lucruri îi distruge sufletul, îi provoacă tristețe, îi provoacă supărare, îi provoacă foarte multă nemulțumire că nu poate avea curajul de a vă spune tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Voi sunteți premiul binemeritat dat de Dumnezeu pentru această persoană. Într-o bună zi vă va spune totul. Într-o bună zi va aduce lumină în această suferință a voastră. Dar momentan sunt lucruri care trebuie să le țină la distanță, pentru că ar produce și mai multe blocaje și mai multe obstacole între voi. Și din cauza acestui lucru, are foarte multă suferință și foarte multe pierderi emoționale, dar într-o zi, armonia, echilibrul, stabilitatea se va restabili în relația voastră, în conexiunea voastră. Nu vă minte când vă spune că sunteți tot ceea ce își dorește. Nu vă minte când spune că își dorește cu adevărat să trăiască o viață alături de tine. Nu minte când vorbește despre planuri, când dar vă ascunde anumite situații ce se întâmplă acasă departe de voi. Și acasă, departe de voi, situația nu este tocmai ușoară.
Pentru că această persoană care este în casă este întoarsă cu spatele la lume. Este foarte tristă, foarte abătută, foarte dezamăgită. Parcă se simte deconectată de la tot și toate această persoană, această energie masculină, da? Și exact același lucru simțiți și voi. Soarele este în lume, soarele este acolo unde se bucură. Curcubeul este alături de voi. Își ascunde și anumite trăiri față de voi, pentru că stările, depresia, anxietatea și tot ceea ce îi provoacă distanța aceasta de față de voi, faptul că nu puteți fi împreună, faptul că ascunde lucruri, faptul că încă trebuie să existe răbdare și planificare pentru a ieși dintr-o situație și sau a rezolva o situație și a vă oferi căminul, a vă oferi acel acasă, unul lângă celălalt. Când este lângă voi, parcă simte că toate poverile îi se ridică de pe umeri, dar când este la distanță de voi, intră în conflicte mentale. Chiar și lângă voi este în conflict, într-un conflict mental între minte și suflet. Să vă spună, să nu vă spună, să vă ceară sfatul, să nu vă ceară sfatul. Știe că vor începe conflicte între voi. Așa că totuși are răbdare de a rezolva întâi lucrurile și a vă mărturisi după aceea, când totul s-a încheiat, a vă mărturisi de la cap la coadă tot ceea ce i s-a întâmplat, tot ceea ce v-a ascuns, pentru că nu are de gând să trăiască cu aceste minciuni. Poate cu această chakră să vă ascundă că mai este un copil pe drum. În condițiile în care poate este un copil pe care vi-l ascunde, în condițiile în care el sau ea visează mai repede el, pentru că la doamnă s-ar vedea, visează și creează o viață alături de voi și își dorește în continuare acest parteneriat, această alianță, această iubire în viața sa, știe că mărturisindu-vă lucrul acesta, aducându-l în realitate, confesiunea aceasta ar produce ruperea definitivă a relației voastre. Haideți să vedem posibile zodii, fie zodia voastră, fie zodia persoanei dragi, sau pot fi marcaje, planete cu marcaje importante, cum ar fi Venus sau Marte, care reprezintă iubirea, energia feminină și energia masculină, ascendentul, descendentul sau Luna, care vorbește de emoții. Cartea adevărurilor ce vi le va spune, ce va ieși la suprafață, zodia Taur. Această persoană are de gând să vă spună adevărul, dar nu acum. Și în același timp îi este teamă că aceste adevăruri să nu iasă la suprafață mai devreme decât se gândește să le spună. Nu-și dorește să vă piardă. Iubirea sa, iubirea voastră, umple acele cupe care în altă parte sunt goale. Conexiunea voastră, cupele sunt pline și nu își dorește ca aceste adevăruri să răstoarne cupele iubirii voastre. Nu își dorește să plece de lângă voi, nu vrea să plecați de lângă această persoană. Zodiile de apă, Rac, Scorpion, Pești.
lucrurile pe care vi le ascunde îi provoacă foarte multe blocaje mentale, foarte multe. Este foarte greu și îi pare foarte rău că trebuie să ascundă anumite lucruri. Zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător. Regina de bâte își urmează visele, își urmează pasiunile. Sunteți regina de bâte ca și energie pentru această persoană, o ființă atrăgătoare, care este puternică, care este determinată, care știe ceea ce vrea. Da? Și exact la fel este și persoana voastră. Nimeni și nimic nu-i poate smulge acele visuri, acele dorințe și își urmează visurile și pasiunile. Zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. Suferința pe care o are pentru că are conștiința încărcată îi produce nopți nedormite, coșmaruri, tristețe, supărare, dezamăgire. Zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar în același timp îi este și frică de judecata oamenilor și propriile frici sunt propriile lui sau ei blocaje. Zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător, zodia pești sau rac. Știe ce trebuie să facă, dar frica îi paralizează pur și simplu acțiunile și pur și simplu frica de a nu vă pierde paralizează această persoană în a vă spune adevărul gol-goluț. Acum, în acest moment. Și ultima carte. Această relație va crește, va evolua, dorința sa de a crește, a evolua și a îmbătrâni alături de voi. Zodiile de apă, rac, scorpion, pești, iar la baza pachetului regina de cupe, care este iubire pură, iubire matură, iubire necondiționată. Din nou zodiile de apă, rac, scorpion, pești. Și haideți să vedem pe final, ca și sfaturi pentru voi, cei care ați ales varianta numărul 2, sfat sau sfaturi, să vedem ce iese. Cartea curajului. A și ieșit. Cartea regretelor. Cumva nu mai regreta nimic din tot ceea ce ai trăit. Nu puteți schimba ceea ce s-a întâmplat. Nu puteți schimba trecutul. Renunțați la regrete, renunțați la sentimentele de vinovăție și priviți cu încredere către un nou început, către un nou viitor. Atât timp cât faceți pace cu trecutul, vă veți elibera. Cartea libertății, cartea eliberării sufletului și a trăi în fericire, în bucurie. Faceți pace cu trecutul, lăsați trecutul în urmă, nu mai scotociți și avea răspunsuri la lucrurile care s-au întâmplat în trecut, eliberați-vă sufletul și totul va fi exact așa cum vă doriți să fie. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Vă doresc un weekend minunat și o viață frumoasă alături de persoana iubită. La revedere!